Imagini de ultimă oră, imaginile momentului, doamnelor și domnilor, cu redactorul șef adjunct al GSP înainte să intre cu mașina într-un stâlp în zona Cernica. Ce urmează să vedeți sunt momentele dinaintea impactului violent. Vă reamintesc, jurnalistul este în stare gravă la această oră, în continuare internat în spital, iar polițiștii încearcă să afle acum dacă până la urmă a fost vorba în cazul acesta despre un accident sau despre o tentativă de sinucidere. Este alături de mine cu mai multe informații colega mea Delia Bulgaru, urmărește subiectul și vine cu date noi. Delia, te ascultăm. Ce s-a stabilit până în momentul acesta? Ce fel de investigații s-au făcut și în ce stare este la această oră jurnalistul? Bun găsit tuturor! Am văzut aceste imagini care ne oferă informații de ultimă oră. Se pare că Bogdan Stamatoiu venea dinspre București, spre Călăraș, și vreau să vă spun că în acest loc suntem în satul Tânganu, oprește și decide să întoarcă mașina. Face așadar cale întoarsă spre București și la doar 6 minute mai târziu autoritățile primesc apelul la 112. O mașină a intrat într-un stâlp. Știm că la volanul acestui autoturism se afla Bogdan Stamatoiu și, potrivit informațiilor noastre, se pare că viteza pe care autoturismul o avea la momentul impactului a fost de 110 km la oră. De altfel, surse apropiate anchetei au precizat pentru Antena 3 CNN faptul că la locul accidentului nu au fost văzute urme de frână, așadar autoritățile iau în considerare și varianta unei sinucideri. Vă reamintesc că Bogdan Stamatoiu se află internat la Spitalul Florea asta după ce inițial a fost transportat la Spitalul Pantelimon și știm că în această perioadă sunt schimbări, sunt restructurări în trustul de presă Ringie, de acolo de unde a fost demis și Cătălin Tolontan. Așteptăm așadar mai multe date din partea autorităților. Mai exact, veneam dinspre București și tocmai în fața mea s-a întâmplat accidentul. El cred că l-a luat sumul la volan și am văzut că a intrat în stâlp, a sărit motorul acolo și mașina a aruncat-o în stâlp și el era în comă. Suna la 112? Nu, deja venise, sunase altcineva, era spre drum spre el, salvare. Nu era nicio urmă de frânare, nimic, probabil l-a luat somnul la volan.